Răduc un năucu. Afară e ger cumplit. În casă, răducul nu-și găsește locul. Când e pe pat, când sub pat, când pe cuier, când în șifonier, până când, năucită de vânzoleala lui răducul, mama strigă. Oprește-te, răducul, te miște într-una ca năucu. Vreau afară cu săniuța. Potolește-te, afară e atât de frig că îți îngheață și saliva în gură. Au fost și zile mai geroase ca aceasta și tot am ieșit. Te rog, mamă, lasă-mă, nu sta mult. Bine, hai să te îmbrac, zice mama, lăsându-se înduplecată de neastâmpărul lui răducu. Îmbrăcat precum un astronaut, nici nasul nu-i se vedea, doar ochii, răducu și Asania și iese pe uliță. Totul în jur era așa alb de parcă nici nu apăruseră culorile. Nici viața nu părea să fie apărut pe pământ, așa nemișcat era totul. Răducu-i singura pată de culoare și mișcare din peisaj. E cam fric, dar nu mă dau bătut, gândește răducu hotărât să ajungă în vârful dealului. O poartă scârție stânjenitor și de după ea mai apare o mugâldeață asemenea lui răducu. Răzvan, aici sunt! Strigă bucuros răducu. Cât ai zice 1, 2, 3, cu sănile după ei, răducu și Răzvan ajung în vârf de deal. De acolo, una cu sănile zboară pe zăpada sticloasă și se opresc în poartă la mătușa Floarea, care uitase, se pare, găleata cu apă în fața porții. Hai să aruncăm cu bulgări în găleată! Ai nimerit? N-ai nimerit! Oprește-te, ia uite pe toartă, vătă de zahăr, zice răducu și pofticios din fire, cu limba scoasă, se repede la găleată. Promoroaca de pe toartă nu se lasă intimidată și de îndată prinde limba lui răducu. Nici la cerut ajutor răducu nu mai are spor. Cu limba lipită de toartă, ce mai poate să facă? Crezând că găleata a prins viață, Răzvan cel năzdrăvan o roagă frumos să-i elibereze prietenul. Găleata însă se preface mută și nu îl ascultă. Voi copii, ce ați fi făcut? Cum l-ați fi ajutat pe răducu să scape de toartă? Văzând atâta încăpățânare, Răzvan pleacă după ajutoare. Ascultându-l pe Răzvan, mama lui răducu a priceput imediat ce s-a întâmplat. Toarta înghețată, în contact cu saliva caldă, a prins limba lui răducu. Năucul! A luat un ibric cu apă caldă, pe care a turnat-o cu grijă pe toarta găleții. Promuroaca s-a topit, toarta s-a încălzit și de limba lui răducu s-a dezlipit. Ei, am avut dreptate când am spus că afară e așa de frig de îți îngheață și saliva din gură! Cu lacrimile aproape înghețate, răducu își ia la revedere de la Răzvan, sperând că a doua zi vremea se va mai încălzi.